Bună dimineața, urmăriți jurnalul ore 8. Avem primele rețineri în cazul crimei șocante din capitală. Doi bărbați dau la această oră explicații polițiștilor în cazul celor doi paznici de la o fabrică de ciment care au fost uciși și înfășurați apoi în folii de plastic. Colega noastră Corina Matrinski vine cu mai multe informații. Corina, bună dimineața. Ce ai reușit să afli? Cine sunt cei doi care dau explicații în acest moment în fața polițiștilor? Bună ziua tuturor! După mai multe ore de audieri, doi bărbați au fost reținuți în cazul celor doi paznici care au fost omorâți ieri la o fabrică din sectorul 6 al capitalei. Se pare că vorbim de doi angajați ai acestei fabrici care au fost luați la întrebări încă de ieri de către polițiștii care au ajuns acolo. Vă reamintesc faptul că ieri dimineață cei doi paznici au fost omorâți și au fost abandonați undeva la subsolul acestei fabrici. Familia uneia dintre victime a fost cea care a dat de altfel și alarma, pentru că vorbim de fica uneia dintre victime, pentru că aceasta nu venise acasă și nici nu răspundea la telefon. Cei doi angajați au fost audiați ore întregi și deja au fost reținuți pentru 24 de ore, deci sunt probe clare care duc către ei și urmează ca astăzi să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Rămâne ca în continuare polițiștii să afle de ce au comis cei doi această crimă, de ce i-au ucis pe cei doi paznici și mai ales dacă au vreo legătură și cu paznicul ucis în urmă cu un an de zile pe aceeași platformă industrială. Pe lângă cei doi angajați al acelei fabrici de ciment care au fost reținuți, spui tu, au mai fost și alte audieri? Au mai fost și alte audieri, au fost audiați chiar și colegii paznicilor uciși ieri și reprezentanții firmei, mai mulți angajați de acolo, de la fabrică, și iată că până la urmă aceste probe au dus către cei doi angajați. Să știți că ieri procurorii au stat ore întregi împreună cu criminaliștii acolo la fabrică, au strâns mai multe probe, au vorbit chiar și cu familiile victimelor pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Corina Matrinski a fost în direct, mulțumim foarte mult, mergem mai departe cu știrile.